Bună seara, România! Bine ați venit la Burger Factory TV. Numele meu este Ciobanu Alin, iar el este... Suleiman Beinur. Suleiman Beinur are emoții, dragilor, pentru că se uită toată România la el. Da, așa era și eu la început. Deci fiți atenți ce o să fac în seara aceasta. În seara aceasta o să fac ceva tot așa, ca totdeauna, nemai văzut în România, pentru că nu vreau să vă plictisiți, vreau să vă dau tot timpul content șmecher, tot timpul să vă arăt chestii nemai văzute. Iar în seara asta o să fac exact lucrul acesta. Și anume, fiți atenți ce o să fac. O să fac shawarma burger. Deci shawarma burger. Și o să am ajutorul meu, el este Suleiman Beinur sau Beinur Suleiman, cum vreți voi să spuneți. El este angajatul meu de vreo 7 ani de zile, să spun așa. Da, mister? Deci să vă spun o mică poveste. Ne-am întâlnit acum vreo 7 ani. Eu aveam patiserie pe vremea aia. Eu aveam o patiserie, că na, așa am început. The Boss Man a fost tot timpul tata la burger, să zic așa, ever. Am avut patiserie, restaurant, autoserviri, foarte multe chestii. Și Beinur l-am întâlnit pe el în Mamaia. Deci Mamaia avea patiserie și el avea înghețată turcească. El muncea la cineva cu înghețată turcească. Și acolo ne-am întâlnit, nu știu ce, i-a plăcut de noi și până la urmă a venit la mine. Când a venit la mine, noi aveam alt business. Și anume, am avut Dabo Doner. Cine știe Dabo Doner? Dabo Doner este un franciz acum cu doner german foarte, foarte bun. Suntem prieteni foarte buni cu băieții de la Dabo Doner, cu Dan. Te salutăm, Dan. Noi am fost primii care au luat franciza Dabo în toată România și acum este efectiv în toată România. Sunt peste 40 de francize în toate orașele. Deci e nebunie maximă. De ce vă spun și de Dabo Doner? Pentru că în seara aceasta ei ne-au ajutat cu lipile. V-am spus că o să facem shawarma burger, iar na, am vorbit și eu să-mi fac lipile mele separat, dar în seara asta o să facem cu lipii de la Dabo, da? Deci, dragilor, fiți atenți. O să mă lansez într-un nou business. Gata. El o să mă ajute, el știe să facă shawarma, este și turc. El este pe din ăsta, pe shawarma, durumul, chestii de genul ăsta. La Dabo acolo am învățat amândoi să le facem. Dar în seara asta o să fac 4 sau 5 feluri, nu știu, mă mai gândesc așa. Și credeți-ne că o să le băgăm în meniu. Deci Burger Factory o să aibă shawarma burger. Și fiți atenți, o să fac cu usturoi, o să fac cu tortilla, cu sos de cheddar, cu toate nebunile posibile. Credeți-mă, eu vreau să mai învăț eu de la el, că el știe să facă bine de tot, de-aia acum l-am luat și pe el ajutor. Vreau și voi să-l cunoașteți, pentru că el este un angajat foarte bun de al meu, a fost tot timpul loial alături de mine, iar eu tot timpul vreau să arăt la lume că apreciez lucrul ăsta și vreau oamenii de lângă mine să crească la fel, adică nu numai eu. Fără ei, eu n-aș putea să fac nimic, înțelegeți? Adică, na, sunt eu boss, mă, așa, dar munca din spate ei o țin și merită. După atâtea ani de zile în care mi-a fost alături, mi-a spus, bă, eu vreau să fac o filmare cu tine. Nu trebuie să fac filmări doar cu vedete, doar să fie ceva super high. Vreau să facem filmări cu oameni normali, oameni muncitori. Eu o să încerc să promovez pe toată lumea, efectiv pe toată lumea. Nu numai vedete, nu numai așa. Vreau să vă uitați la noi și credeți-mă că tot timpul poate o să mă vedeți cu cineva total razna, nu o să vă vină să credeți. Ați văzut, eu vorbesc cu toată lumea, vorbesc cu toți din toate orașele, ați văzut și pe Instagram și pe Facebook. Și pe Facebook nu prea vorbesc, sincer, pe Instagram și pe YouTube, scuze, vorbesc cu toată lumea. Fiți atenți pe Instagram. Deci, The Burger Factory, dacă nu ați dat follow, dați follow pe The Burger Factory pe Instagram. De ce? Vedeți că am multe giveaway-uri acolo. O să dau așa inopinant. Concursuri, acum vreo 2-3 săptămâni am dat la un copil, am făcut o ruletă printre comenturi, fac direct și am făcut un copil, am dat 1000 de lei. Așa că vedeți că și acum vreau să fac un mare giveaway pe Instagram. Dragilor, dați follow la Burger Factory pe Instagram, o să vedeți aici și așa, da? O să facem ceva talent la montaj ca să apară aici. Și, na, subscribe și la noi pe YouTube. Haideți acum repede să eu mă schimb în The Boss Man și mergem să facem niște shawarme, nu? Că totuși așa e la români. Gata, deci Burger Factory se bagă și în shawarmerie. Facem și shawarma, facem și de toate. Vedeți-ne, na, asta e. Eu cred că o să iasă bombă. Sincer, chiar cred că o să iasă bombă. Abia aștept. Exact, am făcut ingredientele, am făcut toate nebunile. Fiți pe fază, stați până la sfârșit, așa ceva n-ați mai văzut nicăieri. Și o să vedeți exact cum le facem și după aia, în scurt timp, cred că maxim o săptămână, ceva de genul, o să le avem și în meniu.
Înțelegeți? Adică na, veniți să încercați și ceva nou. Că nu avem destule 90 de feluri de burger. Trebuie să băgăm și shawarma burger, nu? Să fie treaba treabă. Zi, Beinur, vrei să spui ceva? Ne arăți cum se face shawarma? Momentan, te arăt. Și nu mai învățat. Îl arată, ne arată. Deci, dragilor, haideți să mergem la pită, da? Ne îmbrăcăm, bam. Îmi pun și eu bășcălia aia, își pune și el habar n-am, își pune casca asta în cap. Da? Și hai să facem niște shawarma burger. V-am pupat, dragilor. Hai, mergem la pită. Pa! Dragilor, din seara asta puteți să ne spuneți The Shawarma Factory, making shawarma great again. Un minut? Normal, fac direct. Da, să vedeți ce facem în seara asta. Avem aici 4 lipii. Pac. Bine, ăla ne-a rămas puțin mai măricele. Deja am luat, că trebuie să fie mai mare. Știți cum e la Burger Factory? Totul trebuie să fie mai mare. Fiți atenți, hai să începem. Deci Beinur se apucă de shawarma. Iar eu o să fac un burger, să nu stau degeaba, gen, ca să mai mă vedeți pe mine la treabă, da? Haide, Beinur, hai să dăm drumul la treabă, fii atent! Aici am făcut niște cartofiori, dacă doar shawarma nu merge fără cartofi, nu? Bun, și așa-s cartofii aia normal și aici facem... Beinur, fac alea tu la așa, dă-i drumul la treabă, că doar e 1:30 dimineața, nu ne grăbim nicăieri. Păi, ia să facem noi. Eu m-am gândit pentru voi, dragilor, să facem și o shawarma din asta cu usturoi, înțelegeți? Știți că noi avem cartofii aia. Nenorocire. Mamă, cum miroase, Doamne. Fiți atenți, dragilor, stați așa să vă arăt. Stați ca să fie bine de tot, să ajungă mirosul până la voi. Ia vedeți ce se întâmplă aici. Miroase până la voi? Credeți-mă că e... Cel mai bun lucru pe pământul ăsta sunt acești cartofi cu usturoi. Aici mai punem și puțin parmezan așa, bam. Să fie în plus extra. Și gata, pot să termin filmarea chiar aici, uite. Doamne, ferește. Deci chiar aici pot să termin filmarea, că ăsta este cel mai tare lucru ever. Deci Beinur s-a apucat de treabă. Mă apuc și o să fac un burger așa la talent. Habar n-am ce burger o să fac. Dar am zis, băi frate, hai cât faci tu ăstea. Eu o să mă fac și eu, că fac ceva pe aici, nu? Hai, fac. Aici avem sosul de cheddar, da? L-am încălzit și pe ăsta. Beinur, merge treaba? Merge treaba. Hai că seara asta învățăm să facem și cea urma, dragilor, da? Haide. M-am tot gândit și cred că o să începem să facem filmările mai scurtuțe puțin, știi? Adică gen să începem să facem și noi așa mai dinamice, mai alea, să le mai... tăiem, să mai nu știu ce, nu că m-aș încurca eu, dar n-aș vrea să vă plictisiți, știți, adică să fie puțin mai dinamic tot ce se întâmplă aici. Beinur o să facă 4 shawarme, shawarma burger, de fapt nu, 3 o să fie cu burger, gen carne de vită, și una o să fie cu, ia arată Beinur, pui prăjit, da? Pui prăjit, dragilor, da? Deci cel mai bun pui prăjit. Ever! Hai de toată România! Gata! Burger Factory! Se schimbă statutul! Cred că o să fac vreo 20-30 de feluri de shawarma, credeți-mă, adică ce credeți că o să fie doar 4? Deci Beinur o să fac așa. Una, gen cum avem Factory Basic Burger, după aia una o să fie cu Doritos, sos de cheddar, toate nebuniile. După aia una o să fie cu usturoi, nu? Da. Usturoi. Și una o să fie cu pui. Așa, bam. Carnea după aia o să fie măruntită. O să încep să fac niște chestii razna rău de tot. Fiți pe fază, credeți-mă, acesta o să fie cel mai tare canal de YouTube ever din România. Credeți-mă pe cuvânt. Nu o să fac doar burger, o să încep să fac mult mai multe chestii. Așa că urmăriți-o și doar o să vedeți atât, nu vreau să zic mai multe. O să vedeți. Bun, hai să punem niște cheddar. Punem niște cheddar și pe una cred că pun un mix de brânză, nu? Nu? Voi ce? Punem mix de brânză? Da? Merge, hai. Mix de brânză să fie, dragilor, da? Fac direct aici așa. Direct. Blană. Da, așa te arată.
lană de urs. Dă-și mie puțin pe ceapă caramelizată așa doar, crezi că toată e pentru tine? Ia să vedem. Băgăm și noi aici și a puțină din asta și aici și a puțină. Băgăm și bacon la greu. The money shot. Gata regia, mulțumesc regia. Și vreau și puțină așa. Bun. Să-mi spuneți, dragilor, ce idei mai aveți? Ce credeți că trebuie să mai facă Bossman? Ce vreți să mai fac? Ce vrea sufletul vostru fac? Jur, am văzut că îmi dați tot timpul idei. Mă bucur tare, tare de tot, chiar mă bucur. Ați văzut că vă răspund la toți. Chiar vă răspund la toți, sincer. Deci oricine, și ăia care m-au înjurat, care au și zis, ba una, ba alta, eu am răspuns la toată lumea. Fac direct. Aia care au scris cuvinte urâte sau așa, alea le-am șters, comenturile, îmi pare rău, dragilor. Dar frustrările din viața voastră nu vreau să apară la mine pe canal. Canalul meu vreau să fie doar pe energie pozitivă, da? Pentru că eu așa sunt în viața asta. Pe energie pozitivă. Deci fiți atenți, hai să vă arăt așa, puțin. Shawarma cu burger, da? Doamne, deci peste asta o să vină cartofi prăjiți. Multe nebunii, sos de cheddar. Stați așa, că nu e gata. Normal că nu e gata. Cum să fie gata? Toate nebunile. Mister, le-aia cu pui? Da? Ia uite cu pui. Pui prăjit, da? Cel mai tare pui prăjit ever. Pune și puțină salată coleslaw, da, la asta. Mister. Da, da, da. Haide! Ia uite ce se întâmplă aici. Uuuuhuhuhu! Punem și niște roșii uscate. Hai să vedem. Aici și așa. Hai să vedem, Beinur, cum merge treaba? Te descurci? Treaba merge foarte bine. Treaba merge foarte bine. Mi eram vrut să fac shawarma. Da, Beinur este, mi-aduce aminte de mine, cum eram eu la început, când făceam filmări, acum vreo 9 luni, 10 luni de zile. Mamă, de nu tremuram tot, eram, aoleu! Și acum ești la început pentru prima oară, da, primele filmări, a doua oară, că mai a apărut la o filmare cu mine. Hai să punem și noi niște cartofiori, dacă tot facem burger cu shawarma. Hai să pun și la asta meu aici niște cartofi. Bun, bun, așa, asta o băgăm aici și așa, ăsta cu cartofi vine aici și așa, pac direct, bam, 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 știi ce e ăsta, da? Sos de brânză de burduf. Hai să băgăm și niște brânză de burduf aici și așa, să fie treaba treabă. Ia zi, boss. Ce sos de brânză mă ajută aici? Sos de brânză, cum să nu te ajute, boss, mă, pe tine? Stai așa. Deci fiți atenți, dragul. Ăsta ce are, băi? Nu spune la băieți aici să audă Factory toată. Factory Basic. Așa, deci ăsta are... Exact cum este un basic la noi. Așa, deci are bacon, ceapă caramelizată, cartofi, da? Carne de burger, sosul Factory, toate nebuniile, da? Tot. Aia e, boss. Tot ce este nevoie, conține el. Ia uzi. Așa? Sau așa? Cum vreți voi, miroase într-un mare fel. Dacă voi credeți că eu vă mint. Toți care au venit aici la mine s-au convins. Ați venit din Timișoara, din Cluj, din Ploiești, din Bacău, Arad, Oradea. Toată lumea. Ați venit aici la mine și ați făcut story-uri. Ați văzut. V-ați convins. V-ați convins că nu e vrăjeală. V-ați convins că nu... Nu doar arată bine la cameră și atât, da? Doritos. Așa, deci nu îl facem cu Doritos, dragilor, da? Băgăm la microunde, de la... Hai să vedem. Și gata, eu mai am puțin ce teme. Beinur, nu ești gata? Gata, nu sunt gata. Deci fii atent. Ăsta este, dragilor. Fiți atent. Ia, vină tu cu mâna direct, că l-ai deja în mână, ca să vadă și poporul. Deci ăsta este carne de burger, Doritos, nachos, chipotle, sos, sos de cheddar, toate nebuniile, bam, bam, înrulăm și o să mâncați cel mai bun durum, vine, ăsta e un fel de durum sau shawarma, ce vreți voi, din viața voastră. Aia e, boss, cum te-am învățat de când erai copil. În spatele camerei numărul 1, ușii numărul 1, parcă așa era ăla, nu? Oh my god! Up. Haideți, dragilor, că Bossman știe ce vă place vouă, da?
cel mai tare burger din România. Credeți-mă. Dacă nu mă credeți, veniți și o să vă convingeți. Nu există. Nu există undeva mai bun decât la mine. Eu dacă fac un lucru, îl fac. Ați înțeles? Și niciodată, credeți-mă că nu o să umblu la calitate. Calitatea va rămâne la fel, din contră, tot timpul o să caut să mă ridic mai sus, mai sus. Dragilor, fiți atenți. Ăsta este cu pui prăjit, da? Deci pui prăjit, cartofi, ceapă caramelizată, salată, coleslaw, bacon, toate nebunile și punem peste și el ranch. Sos ranch. Da, sosul ranch merge foarte bine cu puiul prăjit. Și puțin sos de brânză. Așa, și sos de cheddar. Hai, Beinor, hai că ușor, ușor. Aia e. Aia e. Ia uitați, dragilor, aici. Asta este shawarma Burger Factory. Ce mai vreți? Spuneți-mi ce mai vreți să mai fac. Ce vreți să mai fac? Fac de toate. Ce vreți voi? Haide, mister, rulează-o și pe asta. Eu nu mă pricep. Deci donerul de la Dabo, credeți-mă, cel mai tare doner din România. Mamă. Deci asta este shawarma basic, da? Deci avem carne de burger, cartofi, ceapă caramelizată, bacon, sosul factory, nebunia aia. Ce dar? A? Sau le punem așa? Hai, Beinur, asta este. Aici, Doritos, chipotle. Mamă. Deci Doritos, chipotle, cartofi prăjiți, sos de cheddar, da? Sosul factory, toate nebune. Deci miroase? Da. Miroase într-un mare fel. Asta este? Mamă, cum miroase asta cu usturoi. Deci are cartofi garlic bomb, da? Tot așa, carne de burger, salată roșii, ceapă caramelizată, bacon. E nebunie totală, deci asta? Și sos cheddar, evident. Are și sos cheddar, da? Ia uitați, dragilor, astea sunt doar 4 feluri. Dar o să fac mai multe, vă garantez. O să fac 30 de feluri, 40, nu știu, habar n-am. Mamă, deci ăsta cu miroase puiul ăsta e nebunie totală. Deci ăsta are pui prăjit, ăsta și cred că trebuie să mai punem niște porumb. O să-i pun și porumbul ăsta, că merge porumbul cu puiul prăjit, toate nebuniile. Deci pui prăjit, da, cheddar, salată coleslaw, că și aia merge foarte bine cu puiul prăjit, cartofi. Toate nebunile, ceapă caramelizată, bacon. Deci și asta este nebunie totală. 4 tipuri de shawarma burger. Da? Și aici avem un burger normal, clasic, de Burger Factory. N-are niciun nume, l-am făcut pe loc. Dar oricum e bombă, credeți-mă. Deci asta este shawarma basic, da? Shawarma basic. Basic burger, shawarma Burger Factory. Alea, ce vreți voi. Aceasta este cu Doritos. Da? Deci Doritos. Sos de cheddar așa, bam, asta este cu usturoi parcă, da? Usturoi și asta este cu pui. Dragilor, dacă vouă v-a plăcut ceea ce ați văzut în seara asta, dați acolo un like și ce vreți voi. Dacă vreți să dați și alte chestii, faceți cum vreți voi. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că suntem o comunitate în creștere, am crescut destul de repede. Filmăm Flaming Burgers, acum am o grămadă de vedete pe listă, o să vedeți. O să fie deja cea mai tare emisiune din România, credeți-mă. Și tot felul de vedete, adică nu numai cântăreți, toate tipurile, o să vedeți, actori, vreau să iau și fotbaliști, și tenismeni, tot ce vreți voi, pentru că vreau să vedeți că vreau să stau la masă, pot să stau la masă și cu cineva mai de vârsta mea și cineva mai matur, tot așa, ca să puteți să aflați cât mai multe lucruri. Deci, dragilor, acesta a fost, de fapt, episodul din ziua de astăzi. Eu sper că v-a plăcut, dați un like acolo dacă vreți să vedeți shawarma burger în meniu, eu oricum o să o bag, așa că în scurt timp veniți la The Burger Factory să o încercați. Până data viitoare, nu știu ce episod o să fie după ăsta, o să vedem, eu sunt, v-am zis, am vreo 7 episoade deja gata, cu ăsta al 8-lea, nu știu ce o să fie după asta, dar eu vă pup, vă mulțumesc tare mult pentru sprijin, chiar nu e ușor să faci ceea ce facem noi aici. Dar ne chinuim, ne străduim să facem din ce în ce mai bine. Eu vă pup, dragilor, sunt Ciobanul Alin, el a fost Beinur Suleiman. Mister, vezi de ceva la cameră? Se uită mama ta la tine, toată lumea. Te pup, mama. Ia, te pupă, mami. Deci, dragilor, v-am spus, dacă munciți în viața asta, puteți să ajungeți departe, credeți-mă. Am ajuns aici și eu și el prin muncă, da?
Deci nu ne-a învățat nimeni, nu a făcut așa, am fost uniți și na, asta e toată chestia. Da, eu cu angajații mei, dacă veniți aici la restaurant, o să vedeți că eu nu mă comport cu ei gen ca un patron. Ei sunt prietenii mei. Niciodată nu-mi spun șef, nu spun așa. Eu am grijă de ei. Orice problema a lor e și problema mea. Ați înțeles? Așa e la The Burger Factory. Așa am vrut să fie ca o familie, pentru că, na, altfel nu putem să creștem, nu putem să facem lucruri împreună, mai ales să fie din suflet. Da? Gata, nu mai vorbesc, am vorbit deja 70 de minute, să vedem cum tăiem filmulețul ăsta, să fie mai scurt, oare să nu mă plictisez prea mult. Dragilor, până data viitoare, v-am pupat, eu sunt Ciobanu Alin, The Burger Factory TV, out, se termină acum, bye, pa, fuck, 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 fuck. Making burgers great again.